Dragi prieteni, vă spun bine ați venit din nou la o discuție pe care o să o avem astăzi împreună cu profesorul și pastorul Emil Bartoș din România, unul dintre colaboratorii buni și nu cred că greșesc dacă spun dintre bunii prieteni pe care îi am. Iar tema pe care vă propun și dumneavoastră și dumnealui este învierea. Învierea Domnului și învierea noastră. Desigur, nu doar că este o temă de actualitate, cred că este și una dintre cele mai importante teme ale creștinismului. De fapt, tot creștinismul se bazează pe patru piloni fundamentali care au de-a face cu lucrarea Hristosului întrupat. Acești piloni sunt întruparea, nașterea din fecioară, jertfa pe cruce, învierea și înălțarea. În această zi, din cei patru piloni fundamentale, o să ne oprim la înviere, având în vedere și faptul că, iată-ne în preajma sărbătorilor de Paște, noi deja le-am sărbătorit duminica trecută, în România o să fie duminica viitoare. Dacă ne uităm la propovăduirea apostolilor, de exemplu, vedem în centrul predicărilor învierea lui Hristos. De fapt, una dintre condițiile pentru ca ucenicii să se numească apostoli, să fie primiți în rândul apostolilor, a fost să fi fost martori ai învierii. Sigur, apostolul Pavel este un exemplu atipic pentru apostolie, tocmai de aceea el trebuie să-și explice apostolia într-un mod diferit, și el face apel la acea întâlnire directă pe care o are cu Domnul pe drumul Damascului. Ioan Hristostom, atunci când vorbește despre înviere, spune în felul următor: se teme de moarte sau se tem de moarte doar cei care nu cred în înviere. Iar Augustin sintetizează mai larg despre înviere și spune: învierea este omorârea morții. Haideți să ne apropiem de acest subiect fundamental pentru creștinism, un subiect care nu vreau să fie doar informativ, doar interesant, ci chiar îmi doresc acest subiect să fie unul ziditor pentru noi. De aceea vă adresez prima întrebare la care aș vrea să ne oprim în această zi, și anume: ce înseamnă învierea lui Hristos în planul general sau în economia mântuirii noastre? Întâi îi salut și eu pe ascultători, mulțumesc pentru invitație, confirm prietenia noastră și prietenia cu toți credincioșii din Canada, America. Tema învierii a fost centrală bisericii, predicării apostolilor. Niciodată nu s-a pus problema altfel. Deși apostolul Pavel a avut de-a face cu câteva erezii care circulau prin biserici, era normal, biserica era la început, și una din erezii spunea că învierea a și venit în vremea respectivă, ceea ce Pavel contestă. E clar că primul sens al învierii, așa cum prezintă și apostolul Pavel și nu numai el, este, se referă la învierea lui Iisus Hristos ca baza învierii noastre viitoare. Deci speranța creștinilor la început a fost construită puternic pe actul învierii lui Iisus Hristos și pe speranța învierii noastre viitoare. Învierea lui Hristos a devenit pentru unii model sau o dorință arzândă, o finalizare a vieții creștine. Una din primele epistole scrise de Pavel, 1 Tesaloniceni, chiar asta remarcă, și am să citesc din 1 Tesaloniceni, capitolul 4, unde scrie el, nu voi, versetul 13 începând: nu voi, fraților, să fiți în necunoștință despre cei ce au adormit, ca să nu vă întristați ca ceilalți care n-au nădejde.
Căci dacă credem că Iisus a murit și a înviat, credem și că Dumnezeu va aduce înapoi împreună cu Iisus pe cei ce au adormit în El. Deci vedeți că speranța creștinilor se construia pe moartea și mai ales pe învierea lui Iisus Hristos. O să parcurgem probabil și pasajul din 1 Corinteni 15, unde Pavel iarăși spune că dacă Iisus Hristos n-a înviat din morți, sunt o serie de consecințe pentru toată creștinătatea. Tot ce credem, tot ce sperăm, tot ce facem, predicarea noastră sau învățătura noastră, sunt inutile dacă Iisus Hristos n-a înviat din morți. Dar dacă El a înviat din morți, atunci toate au sens. Și de aceea cred că învierea a intrat foarte ușor în Evanghelia, adică în esența Evangheliei. Evanghelia înseamnă veste bună. Care-i vestea bună? Că Iisus Hristos e Fiul lui Dumnezeu întrupat, da? Născut din Fecioara Maria. Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, a trăit o viață sfântă, a murit, a fost răstignit, dar a murit pentru iertarea păcatelor noastre și la pachet vine și învierea. Adică El nu a rămas în mormânt, ci a înviat din morți a treia zi, conform prorociilor, și întregește în felul acesta acest proces soteriologic, proces de mântuire. Sigur, se poate adăuga aici și înălțarea, deși unii teologi pun împreună învierea și înălțarea lui Iisus Hristos. Oricum este bine. Important este că acest proces mântuitor integrează învierea, toate au sens pentru noi. Speranța pentru viitor este legată de această înviere. Așa că e fundamental, într-adevăr, pentru creștinătate. Și apropo, aici, pentru cei care nu știu, biserica nu a sărbătorit nașterea Domnului, întruparea Logosului Divin, cum se mai numește, decât foarte târziu, undeva secolul IV, dar mereu a sărbătorit învierea Domnului. Da? Sărbătoarea aceasta a fost absolut esențială chiar în primele secole creștine. Și este legată și de cina Domnului, care era un act ritualic stabilit de Domnul Hristos. Mergeau, zic, cele două împreună. De fapt, putem spune că învierea Domnului a fost sărbătorită nu doar o dată pe an în biserică, ci chiar stabilirea zilei principale din săptămână în care biserica s-a întâlnit ca fiind prima zi a săptămânii, ceea ce înseamnă duminica, aceasta are la bază, până la urmă, învierea Domnului. Învierea lui Hristos a declanșat o serie de schimbări pe toate planurile. În primul rând s-a instituit o nouă religie, dacă vreți, o nouă comunitate de credincioși a creștinilor, care trebuiau să facă ceva împreună. Și atunci au hotărât ca strângerea lor să fie în prima zi a săptămânii, pentru că Iisus Hristos a înviat în prima zi a săptămânii. Deci nu pentru că nu doreau să respecte sabatul. O perioadă s-a mers și cu sabatul, sărbătoarea sabatului. Dar în timp, pe parcurs, și apostolii, acțiunile pe care le făceau împreună creștinii, strângerile lor, erau toate în prima zi a săptămânii. Da? Și un motiv a fost acesta, că Iisus Hristos a înviat în prima zi. Deci vă dați seama ce respect aveau pentru actul învierii Domnului Hristos din morți. Apoi, dacă te uiți în Faptele Apostolilor, la istoria primilor zeci de ani ai activității
bisericii și apostolilor, deci acolo vei vedea predicile lor sunt aproape exclusiv, adică nicio predică nu uita să menționeze învierea Domnului Iisus Hristos din morți. Pietra de căpătâie a mântuirii noastre. Da, asta spune ceva. Deci biserica și-a asumat, a asimilat această sărbătoare și în partea ritualică. Eu așa cred că și imnurile creștine de la început includeau învierea Domnului Hristos din morți. Găsim asta în Filipeni capitolul 2, care menționează coborârea lui Hristos, într-adevăr, a Fiului Dumnezeu la noi, și apoi ridicarea lui la cer și domnia lui. Unul dintre cele mai vechi imnuri creștine scurte era, așa spun specialiștii, era din 1 Corinteni 12, versetul 3, unde Apostolul Pavel spune așa: de aceea vă spun că nimeni, dacă vorbește prin Duhul lui Dumnezeu, nu zice Iisus să fie anatema, și nimeni nu poate zice Iisus este Domnul decât prin Duhul Sfânt. Deci expresia aceasta, Iisus este Domnul, pare să fie un fel de crez creștin. O identificare a credinciosului cu Hristosul și chiar cu religia pe care a adoptat-o. Da, dar ce spune textul este că îl recunoaște pe Iisus ca Domn, Domnul înviat, Domnul viu. Nu? Pentru că nu vorbești despre un Domn mort. Deci expresia, atunci când ne referim la Hristosul ca fiind Domnul, noi implicit rostim acest adevăr al învierii. Exact. Exact. Domnia lui Hristos, Pavel este specialist în a scoate în evidență această domnie. Mă gândesc la imnul din Coloseni, capitolul 1, mă gândesc la 1 Corinteni, capitolul 15, când vorbește despre faptul că în final fiul va supune tatălui toate, dar până atunci toate, zice, îi sunt supuse, îi stăpânește peste orice există în universul acesta și în roman și așa mai departe. Deci, și Ioan îl vede în Apocalipsa în acest fel, de cel glorificat care domnește. Și care este viu. Și îl vede în ziua întâi a săptămânii, ziua învierii. Deci toate aceste detalii nu sunt întâmplătoare, sunt repetate, înseamnă că ele au fost acceptate de biserică, scrise intenționat de apostol, să ne rămâne și nouă ca reper. Da, învierea lui Hristos este esențială, deci nu doar pentru formarea noii religii, dar este esențială pentru doctrina și pentru închinare, pentru liturghie. O găsim, învierea lui Hristos o găsim peste tot. Ea n-ar trebui să lipsească nicio liturghie de-a noastră, să pomenim și moartea Domnului, adevărat, dar și învierea Lui. Apropo, noi, să zic, evanghelicii români, avem un anumit avantaj față de cei din vest, venit din faptul că putem să privim lucrarea mântuitoare într-un întreg. De ce spun lucrul ăsta? Biserica Ortodoxă, de exemplu, creștinismul răsăritean, este mult mai orientat pe suferința lui Hristos, evidențiază crucea, evidențiază jertfa, pe când catolicismul, nu, creștinismul vestic, catafatic, evidențiază învierea, evidențiază glorificarea, ridicarea. Noi, într-un fel, ne aflăm la mijloc pentru că ne găsim sursa teologică, să zic, în creștinismul vestic, nu, din reformă, dar în același timp trăim un creștinism sau în mijloc unui creștinism răsăritean care pune accentul pe jertfă, pe suferință. Iată că noi putem să vedem mai bine, poate, decât oricare alți creștini, acest întreg, acest pachet al jertfei, al suferinței, dar și al glorificării, al ridicării, al învierii. Să uite că suntem avantajați, poate, față de alți credincioși. Hristos era poate prea mult prezentat ca victimă.
El a fost omorât, a fost răstignit, a suferit. Și puțin mai târziu, e adevărat, în, după mijlocul secolului 20, au existat teologi care au început să scrie mai mult despre Hristos victorios. Deci atunci s-a echilibrat, și asta vorbesc din perspectiva protestantă, Hristos n-a fost o victimă doar a nelegiuirii oamenilor, dar a fost și victorios. Pe amândouă trebuie să le articulăm. Da, este importantă perspectiva de la care, la care ne raportăm. Uitându-ne la nevoia noastră, uitându-ne la căderea noastră, uitându-ne la prețul pe care Hristos l-a plătit, tot raportându-ne la noi, vom accentua mai mult nevoia de jertfă, de sacrificiu, prețul plătit, dar uitându-ne de acum înainte la devenirea noastră, la viitorul nostru, vom accentua învierea. Sigur, Scriptura vorbește despre moarte ca fiind un dușman și chiar ultimul dușman. Și când vorbim despre înviere, noi ne referim la învierea lui Hristos și la învierea noastră. Am o întrebare care nu cred că este neapărat foarte simplă. În ce sens nu este simplă? N-a fost suficientă învierea lui Hristos pentru zdrobirea acestui dușman care este moartea? Sau altfel spus, sau să continui întrebarea, nu s-ar fi putut împlini glorificarea umană fără înviere, pur și simplu fără înviere, o altă modalitate prin care să ajungem în starea glorificată? De ce neapărat o înviere și a noastră? Pentru că acesta era planul. Nu cred că, cum spuneam, e un proces care le include pe toate. Era ca și ceva ce n-ar fi fost finalizat. Nu știu, îmi amintesc așa de o ilustrație folosită de cineva de ce a devenit creștin. Mi se pare că era un arab. De ce ai devenit creștin? Și el a spus, zice, când te afli la o intersecție, pe cine întrebi? Pe cineva mort sau pe cineva viu? Vrea să spună că Allah, care era profetul recunoscut al musulmanilor, nu a avut nici pretenții, nimeni n-a avut pretenții că a înviat. Pe când Iisus Hristos, nu, care a fost întemeitorul creștinismului și este sursa vieții creștine, a înviat din morți. Și e normal că învierea lui Iisus Hristos din morți este determinantă pentru credința noastră, pentru speranța noastră. Sau cum iarăși cineva zicea că dacă ești în probleme și trebuie să alegi a căuta un ajutor, unde te-ai duce? La o casă plină sau la un cimitir? Cu referință la biserică. Pentru că noi credincioși și creștini nu doar credem așa teoretic, cu speranță, că vom avea și noi parte de o înviere, pentru că și Iisus Hristos a înviat din morți. Credința noastră este mai mult de atât. Este că învierea noastră a început încă aici. Odată ce crezi în Hristosul cel viu, Pavel spune în Romani 8 cu 11 că același Duh care l-a înviat pe Iisus Hristos din morți ne va învia și pe noi, trupurile noastre, dar vom reveni probabil la tema aceasta. Deci nu e această învățătură a învierii, nu e pur teoretică, este extrem de directă, concretă, o trăiești, o poți trăi acum și de aceea este absolut fundamentală pentru credința noastră. Pavel spune, dacă asta nu e adevărat, atunci tot ce facem noi e fake news. Este o predicare fără
Da, e predicare fără finalizare. De aceea trebuia să existe învierea. Și acesta e argumentul lui Pavel și în 2 Corinteni, capitolul 5, și în 1 Corinteni 15, ca să ilustrez poate cel mai bine. În 2 Corinteni 5, un text care, după mine, este la fel de important ca 1 Corinteni 15 pentru înviere, dar îmi place foarte mult textul acela, pentru că aici, și am să citesc o parte din el, versetul 1, știm în adevăr că dacă se desface casa pământească a cortului nostru trupesc, și se referă la corpul fizic, avem o clădire în cer de la Dumnezeu, o casă care nu este făcută de mână, ci este veșnică. Și gemem în cortul acesta, iarăși cu referire la trupul fizic, plin de dorința să ne îmbrăcăm peste el cu locașul nostru ceresc. Da? Și spune Pavel, asta e dorința noastră, chiar dacă ce gemem în corpul acesta, dorim să fim îmbrăcați peste. Și acum, versetul 5 e important, 2 Corinteni 5 cu 5. Și cel ce ne-a făcut pentru aceasta este Dumnezeu care ne-a dat arvuna Duhului. Argumentul apostolului Pavel este acesta, că știm că va exista o înviere viitoare, pentru că noi nu ne simțim bine în corpul acesta, în forma aceasta de existență trupească. Și această trecere îi va fi reală în sensul că, bine, el folosește o metaforă și spune că e ca și cum ai schimba cortul cu casa. Cortul este temporar, instabil, e slab, pieritor, se referă la trupul acesta, pe când o casă este solidă, construită pe fundație, rămâne, este veșnică. Da? Și Pavel spune că noi credem că va exista o metamorfoză, o tranziție, o schimbare, dar nu va fi un fel de anihilare a ceea ce a fost vechi. Nicăieri nu spune despre aceasta, ci va fi, spune, o schimbare. Mai mult, o îmbrăcare peste, adică o învelire. Deja ai intrat într-un subiect care este foarte puțin abordat, chiar deloc. Pentru că pe foarte puțini teologi sau predicatori îi vedem vorbind despre modul în care va avea loc învierea noastră. Desigur, sunt cele două, să zic, pasaje clasice din 1 Tesaloniceni și din Corinteni 15, 1 Corinteni 15, care vorbesc despre înviere. Motivația apostolului Pavel, de fapt a Duhului prin apostolul Pavel, când scrie Tesalonicenilor, este să aducă nădejde pentru frare, erau foarte persecutați și puteau să moară oricând, și atunci apostolul Pavel aduce această perspectivă, să nu vă fie teamă de ceea ce vi se poate întâmpla acum, pentru că este o înviere. În Corinteni 15 motivația este alta, se pare că era un grup de oameni din biserica din Corint care negau învierea. Mă rog, unii dintre teologi spun că era un grup de oameni premergători gnosticismului. Este mult de discutat și nu la aceasta vreau să stau, nici să avem o abordare apologetică neapărat, pentru că pornim de la premiza că toți credem în învierea lui Hristos și toți așteptăm învierea noastră dacă vom gusta moartea fizică. Dar pentru că deja ai atins cea de-a treia întrebare pe care am vrut să o avansez, dă-mi voie să o și formulez ca să fie un fir mai logic al discuției, și anume, cum va avea loc învierea noastră și ce o să păstrăm din starea noastră actuală în existența viitoare? Ok. E un teren unde avem nu foarte multe informații, dar avem câteva de la apostolul Pavel, care l-a primit prin revelație. Aș vrea să revin totuși la afirmația lui Pavel din 2 Corinteni 5 cu 5. El spune așa, că există o garanție, o arvună, asta e arvună, înseamnă garanție, care este deja în noi. Deci noi nu vorbim
despre învierea viitoare, doar așa bazați pe niște fapte. Despre o posibilitate. Da, da, ca o variantă, da. Nu, Pavel spune mai mult de atât și asta, într-adevăr, nu se vorbește, nu se predică. Și anume că, spune el, există ceva în noi care dorește mai mult, ceva mai mult decât această lume. Și garanția că există o astfel de viață viitoare este, sunt două dovezi, de fapt, spune. În primul rând, este învierea lui Hristos din morți, pentru că e o dovadă obiectivă a învierii noastre. Asta e ceva concret. Iisus Hristos a înviat din morți, moartea nu are ultimul cuvânt, Hristos a biruit moartea și e o speranță și pentru noi. Dar, foarte rar, într-adevăr, se vorbește despre a doua dovadă, și anume prezența Duhului Sfânt în noi, care este arvuna sau acontul, garanția, promisiune, care este deja în noi. Și pe asta mizează Apostolul Pavel. Uitați, uite cum văd eu aici. Ai pomenit de faptul că erau unii creștini în perioada aceea care suferau deja pentru credința lor. Și își puneau problema, dacă mor, mă voi revedea cu cei dragi, cu ceilalți frați, surori de credință. Și Pavel, într-adevăr, are un cuvânt de speranță, încurajare, și aici, în Tesaloniceni. Pentru că cea mai grea suferință este suferința despărțirii. Gândul separării pentru viața de aici te bulversează, te atacă la filozofia vieții, te aduce la zero, la evaluare. Când pierzi pe cineva drag, cum, uite, chiar acum se întâmplă în lumea întreagă. Și mulți creștini își pun problema aceasta. Pentru ce să trăiești dacă dintr-o dată mori, nu mai ești? Și de aceea Solomon avea dreptate când spunea că mai bine să te duci într-o casă de jale, pentru că acolo inima se face mai bună, acolo te faci mai înțelept, realizezi efemeritatea omului. Dar ce spune Apostolul Pavel aici e mai mult. Eu cred că el vorbește despre speranța revederii, pentru că asta vrea spune, ca să aplaneze suferința. Când un creștin cu adevărat suferă, el nu se pierde, nu intră în disperare, face tot felul de lucruri nepotrivite. Mai degrabă, suferința pentru un creștin aduce reverența. Și de aceea Pavel construiește această speranță și spune, uite, în 1 Tesaloniceni, capitolul 4, acolo când vorbește despre revenirea și dă câteva detalii pe înțelesul celor de acolo, îmbracă totul în doctrina învierii. Deci învierea este argumentul pentru ce va fi în viitor. Și asta te face să lupți în viață. Eu cred că Pavel intenționat a scris acestea și corintenilor, și tesalonicenilor, creștinilor ca noi, care treceau prin tot felul de încercări. Îmi permit o ilustrație acum contemporană, pentru ca să descriu această importanța de a lupta pentru, în viața aceasta, pentru viață. Pentru că noi asta facem. Deci creștinii trăiesc acum cu speranța învierii viitoare, a revederii celor dragi, a reîntregirii. Mi-a plăcut filmul Naufragiatul, în limba engleză Castaway, cu Tom Hanks. Este sper că ți-a plăcut filmul, nu actorul, da?
Glumesc, glumesc. Ești actorul foarte bun și el. Apropo, și el a fost atins de virusul acesta și el și soția lui, dar și-au revenit. Dar, mă refeream la filozofia lui de viață pe care și-a afirmat în anumite contexte, de asta am spus. Da, nu o discut acum. Sigur că da. Un film are în spate un scenarist, un regizor, ăștia gândesc totul. Excepțional film, într-adevăr. Da, da, e un fel de versiune contemporană a lui Robinson Crusoe. Da, de data aceasta, personajul este un funcționar, Chuck Noland, care lucra pentru o companie de colete FedEx. Și, da, era izolat, dar nu de COVID, ci era izolat dintr-un alt motiv. Dar ia uite că să... Da, avionul cu care transportau ei toate pachetele s-a prăbușit, mor toți exceptându-l pe el și trăiește câțiva ani ca un naufragiat. Valurile îi aduc la mal diverse pachete, lucruri împrăștiate și de unele se folosește, păstrează chiar și o minge pe care o personalizează și devine ca un prieten al lui. Adică filmul scoate în evidență puterea, dorința de a continua în viață, de a supraviețui. Și în final își face o plută, este găsit de un vapor și revine la viața dinainte, dar toate merg pe dos. Și în finalul filmului, pentru că asta am vrut să spun, filmul se încheie așa, el duce un pachet la o anumită adresă, da, ca să își îndeplinească menirea. Asta făcea el. Și pe mașină, în timp ce el se duce să ducă pachetul, cântă Elvis Presley piesa Return to Sender. Și ajunge la adresă, nu este nimeni acasă, lasă pachetul la ușă și pe el scrie, tradus în limba română, acest pachet mi-a salvat viața. Și se încheie filmul aici. Și ce a vrut să spună, nu, regizorul din spate, gânditorul, că pachetul acela prezenta o speranță, spera că într-o zi va pleca de pe insulă și va revedea pe toți și va duce pachetul și viața se va reveni. Speranța i-a salvat viața. Da? Speranța te mântuiește într-un anume sens. Deci, un creștin care crede în învierea viitoare e partea mântuirii lui, a eliberării lui. E o extraordinară de mare forță, răzbate prin viață și speranța că ne vom revedea cu cei dragi plecați înainte te motivează să trăiești altfel și să continui viața. Vedeți spiritul acesta viu al lui Hristos, învierea lui și în centrul personalității noastre, poate să-ți scoată viața din mizerie, familia din criză, relațiile din tensiune. Deci, ce vreau să spun este că învierea lui Hristos nu este doar un eveniment izolat pe care îl putem argumenta, ci este parte integrantă a vieții creștine, a vieții noastre. Și noi acum când vorbim și trăim cu frica aceasta virusării, trebuie să răzbată în noi și cred că este în adevărații creștini și acest spirit de viață care ne duce înainte. E cumva parte integrantă a lucrării lui Hristos pe care El a făcut-o cumva și noi. Nu doar o credem, credem ca eveniment, ci învierea aceasta o trăim în noi. Deci învierea pentru noi este și calea prin care primim această înțelepciune de a ne privi existența dincolo de pragul acesta al morții fizice, care devine un element nu neapărat nesemnificativ, dar prea mărunt în raport cu eternitatea. Noi avem perspectiva eternității acum. Și îmi place că ai subliniat de câteva ori aspectul ăsta al revederii.
pentru că vreau să pornim de aici în câteva minute acum, înainte să încheiem această discuție. Ideea revederii înseamnă și o anumită stare de conștiință. Pentru că foarte mulți, inclusiv creștini, fie că sunt ignoranți și nu-și pun problema modului în care va arăta existența noastră de după înviere, fie că avem, desigur, destul de puține argumente, dar chiar faptul acesta al revederii implică o stare de conștiință, implică o anumită istoricitate pe care o vom duce cu noi. De aceea am pornit și am subliniat această întrebare. Totuși, ce ducem cu noi? Acum puțin lucrurile merg mai departe, dar nu o facem noi din imaginația noastră. 1 Corinteni 15 este poate cel mai important text despre înviere, are o parte istorică, prima parte când vine cu martor, cu dovezi, apoi are și o parte personală, Apostolul Pavel, în care el argumentează și din experiența lui, dar apoi vine Apostolul cu o parte diferită și vorbește despre o înviere trupească a credincioșilor, nu a lui Iisus Hristos. Dar de la versetul 35 din... Da. Învierea trupească a lui Hristos nu este neapărat un etalon pentru învierea noastră viitoare. Există foarte multe asemănări între cele două tipuri de învieri trupești. Dar două, trei lucruri pe care Apostolul le subliniază aici, n-avem timp să intrăm în toate expresiile de aici, când Pavel vorbește despre trupuri cerești, trupuri pământești, strălucirea trupurilor cerești, strălucirea trupurilor pământești. El însă, ce mi-a plăcut foarte mult și de aici vreau să merg mai departe, este în versetul 49 din 1 Corinteni 15, când spune Pavel: și după cum am purtat chipul celui pământesc, tot așa vom purta și chipul celui ceresc. De aici pornesc. Chipul aici se referă la identitate, la cine ești. De aceea, cred că Apostolul Pavel sugerează aici că noi nu vom dispărea când moare trupul fizic. Și un argument este că ceea ce e imprimat în noi deja prin creație, chipul acela pus de Dumnezeu în noi, își continuă existența. Deci, există o identitate între caracteristicile personale identificabile. Adică, eu cred că se va păstra individualitatea fiecăruia. Da, după cum am purtat chipul celui pământesc, vom purta și chipul celest. Chipul nu este comun tuturor oamenilor. Deci nu se referă la ceva, chipul ca ceva universal, ci este o caracteristică a fiecarei persoane în parte. Aici deci, trebuie să ținem cont că Apostolul Pavel face o analogie între Adamul pământesc și Hristos, da? Chipul Adamului pământesc și chipul Hristosului înviat. Da, păi și Iisus Hristos când a înviat din morți, n-a înviat un altul. El a înviat același, l-au recunoscut ucenicii, au stat de vorbă cu ei, n-a fost niciun dubiu. Tot așa, dacă luăm totuși anumite asemănări, corespondență între învierea trupească a lui Hristos și învierea noastră viitoare, cel puțin acest element se va păstra, adică vom fi aceiași. Tu vei fi cu aceeași personalitate, eu vei fi cu aceeași personalitate și eu cred că ne vom recunoaște în forma cealaltă de existență cu trupuri cerești. E viață, e, nu? Comunitate, e participare, părtășie, în sfârșit. Nu se pierde ce a pus Dumnezeu în noi. Dar mai este ceva aici. Apostolul Pavel spune și despre o îmbrăcare peste. Din nou, aceeași idee ca în 2 Corinteni 5. Și spune așa, versetul 52 și 53 merită citite împreună.
51, iertați-mă, iată vă spun o taină, nu vom adormi toți, dar toți vom fi schimbați, adică metamorfozați, un alt termen, într-o clipă, într-o clipeară din ochi, la cea din urmă trâmbiță, trâmbița aici are sens de final, de anunțarea unui final, a unei etape. Trâmbița va suna de morți, va suna, morții vor învia nesupuși putrezirii și noi vom fi schimbați, din nou, transformați. Da, deci, este aceeași expresie pe care Pavel o folosește în Tesaloniceni legat de îmbrăcarea în trupuri glorificate? Trupuri de slavă? Da, exact. Și ideea este aceea, cred că cuvântul grecesc este metamorfosis, care înseamnă o schimbare de formă, dar nu de esență, adică tu ca și chip, ca identitate, rămâi același. Forma va fi schimbată. Dar accentul lui Pavel este, vedeți că spune într-o clipă, într-o clipeală din ochi, adică va fi instantanee, nu ne dăm seama exact cum este, limbajul ne ajută parțial, dar va fi o transformare. Eu așa cred că aici Pavel se referă că vom schimba o formă de existență cu o altă formă de existență. Exact așa e și în 1 Tesaloniceni acolo. Dar mă întorc la versetul 53. Pavel spune că trebuie ca trupul acesta supus putrezirii, se referă la trupul nostru fizic, să se îmbrace în neputrezire. Și trupul acesta muritor se îmbrace în nemurire. Această îmbrăcare mă interesează. Deci există forme succesive de îmbrăcare, de la fizic la spiritual. Da? Adică, aceeași persoană își găsește exprimarea personală în două feluri de trup, care sunt succesive, dar diferite. Deci, avem, cum spunea cineva, două feluri de locuire, dar cu același locuitor. Aceasta mă interesează, legătura. Pavel face legătura între o formă de existență și o alta care, din alt tip de existență, o altă lume care va veni. Aceasta este un act, tranziția aceasta este un act al puterii supranaturale de Dumnezeu, dar esența este aceasta, că se păstrează individualitatea, deci noi vom fi înviați, nu alții. Cum va fi învierea aceasta trupească, tot felul de teorii, că, de exemplu, Dumnezeu poate să adune toate celulele trupului vechi și să le pună din nou într-un trup și să-i dea o altă formă. Alții spun că doar parțial. Nu intrăm în aceste teorii pentru că speculăm. Important este că va exista o transformare într-un nou mod de ființare. Unii chiar se încumetă să spună că ar fi un nou mod de existență comparabil cu al îngerilor. Nu știm, dar e posibil. Ce e important este că va exista o continuitate personală, de care am vorbit, dar o discontinuitate materială. Pentru că, spune Pavel, carnea și sângele nu pot moșteni împărăția lui Dumnezeu, adică nu poți duce părți materiale. Însă, și aici poate că spun prea multe, dar îndrăznesc, faptul că Apostolul Pavel vede continuitatea aceasta personală și istorică a persoanei, pentru că tu vei fi același, înseamnă că anumite elemente din istoria pe care fiecare persoană le-a avut în forma de existență trupească se vor regăsi în aceleași elemente istorice și în forma de existență viitoare. Nu elementele materiale, încă o dată spun, ci noi avem toți o istorie în această lume, în această formă de existență.
Eu nu cred că Dumnezeul care ne-a creat și care a investit în noi și noi am investit și în viața Lui și în planul acesta de mântuire, nu cred că anulează absolut totul din ce am fost înainte. Anumite elemente se vor păstra, incluzând personalitatea și incluzând anumite elemente istorice. Acum nu pot să-i pun multe detalii, am câteva idei conform unor texte biblice, nu sunt invenția mea. Aș vrea să spun mai multe, dar nu am voie să spun mai multe. Nu știu dacă am spus prea mult deja. Nu. Să subliniez esența a ceea ce ai afirmat adineauri, focusul sau ideea principală pe care ai urmărit-o, cred că se referă la păstrarea chipului lui Dumnezeu în noi, odată cu creația. Unul dintre aspectele chipului Dumnezeu este personalitatea, faptul că suntem persoane. Deci, învierea nu este o reinventare, o recreere a noastră, este o continuitate a aceleiași persoane. Apoi să nu uităm că tot din chipul lui Dumnezeu se reflectă aspectul relațional al omului. Asta înseamnă că vom recâștiga relațiile pierdute prin moarte, da? Ideea revederii. Și ai lăsat așa o ușă deschisă la anumite aspecte din istoricitatea noastră prezentă pe care o să le regăsim în existența noastră viitoare, în acest domeniu, în această formă a noului Adam, a celui de-al doilea Adam, a Hristosului glorificat. Da, mai am ceva de spus aici, pentru că asta ne distinge de alte religii. Că mereu suntem întrebați și alte religii cred, așa, au speranță și viața de dincolo și... Nu, uitați care ar fi o diferență. Doar creștinismul pretinde un anumit tip de continuitate a personalității după moartea trupească. De aceea creștinii refuză ideea reîncarnării. Tocmai pentru că noi nu putem concepe disiparea personalității umane așa cum a fost creată concepută de Creator. De aceea, stadiul următor al existenței noastre nu este un stadiu degradant, adică mai jos decât stadiul acesta în care suntem. Nu? Cum spun unii, că ne coborâm la nivelul lumii animale sau vegetale, că ne revenim în nu știu ce animale sau nu. Nici de cum. Noi credem că stadiul următor este o nouă realitate creată special pentru ființele umane, pentru că Creatorul a pus în noi chipul Său. De aceea, stadiul următor al existenței este împărtășirea de realitatea puterii și prezenței personale a divinității. Când un credincios este întrebat, bun, ce se întâmplă când mori în trup? Noi răspundem foarte simplu, noi mergem în prezența lui Dumnezeu. Da? Și asta pe baza relației, legăturii pe care am avut-o înainte. Deci există și aici o continuitate cu care mergem înainte. Deci pentru noi de aceea moartea nu este o sperietoare, ci spunea Pavel, este un câștig. În sensul că este un stadiu superior formei de viață, de existență de aici, de pe pământ. Și asta mă duce la a face legăturile acestea și am această speranță în noi, am în mine, o avem toți credincioșii, că ce este mai bun e pe drum. Deci trebuie înțeleasă și trebuie legată foarte strâns învierea viitoare de învierea noastră trecută. Și când mă refer învierea noastră trecută, mă refer la învierea din moartea spirituală, odată cu mântuirea, cunoașterea din nou, momentul în care Duhul locuiește în noi, care este argumentul sau garanția
învierii, adică să locuim acolo unde ne este locul. Exact, de aceea, poate iar spun prea mult, pentru că dacă învierea spirituală deja a început în noi, credincioși, prin prezența și lucrarea Duhului Sfânt în noi, același Duh care l-a înviat pe Hristos din morți, spune Pavel, într-un anume sens, învierea noastră spirituală, viața nouă, nașterea din nou, lucrarea Duhului care face acum ca să fim asemenea lui Hristos, precede și garantează învierea noastră trupească viitoare. Da. Și iarăși zic poate prea mult, dar cu asta închei și eu. De ce nu am fi pregătiți să spunem că, de fapt, învierea trupească viitoare a început deja? A început în momentul în care viața noastră spirituală, prin lucrarea Duhului Sfânt, s-a schimbat. E ca și cum se pregătește un fel de naștere de sus din Dumnezeu, care va fi finalizată cu învierea și transformarea trupească. Deci, într-un fel, negarea învierii viitoare înseamnă implicit o negare a învierii spirituale actuale. Nu se poate să fii credincios și să nu crezi în înviere. Sunt absolut dependente. Deci, exact, cine are parte de învierea lăuntrică are deja speranța și credința învierii trupești viitoare și o afirmă deschis fără nici o rușine. Emil, mulțumesc tare, tare mult pentru un dialog excepțional. Mulțumesc pentru că ți-ai deschis inima pentru noi și ai împărtășit aceste lucruri deosebite. Sper că a fost un dialog plăcut și pentru dumneavoastră care ne urmăriți sau care o să ne urmăriți. Și nu pot să închei decât cu aceste cuvinte foarte simple, dar pline de putere, pline de adevăr. Dacă Hristos a înviat și noi vom învia. Hristos a înviat. Vă dorim tuturor mult har. Mulțumesc mult încă o dată, Emil. Plăcere.